Salutare, oameni frumoși! Ce am eu aici? Gutui, care sunt aproape fiertă mămăligă, va trebui să le opresc. Bun, eu spăl gutuile, le tai felii, în general spre exterior, rămâne doar coceanul, așa, și pun apă cât să le acopere și le pun la fiert. Când sunt așa, tip mămăligă, asta se întâmplă, cred că cam după o oră de fiert, închid focul și o să le blenduiesc. După ce le blenduiesc, le dau printr-o sită. Sau puteți să puneți prima dată apă, cât de gros doriți să fie nectarul respectiv, și după aceea le dați prin sită ca să treacă mai ușor. Oricum, va trece foarte repede, pentru că fiind blenduite, rămân doar câteva cojițe mici. Bun, după ce am pus și apă, eu pun zahăr, după gust, fiecare cât își dorește de dulce, suc de la lămâie, o lămâie în general, asta e oală de 5 litri, cam la 5 litri de nectar o să îmi pun sucul de la o lămâie mare. Așa, dau 2-3 clocote, după care le pun în sticle așa fierbinți și pun capacul. Nici nu mai trebuie sterilizate, pentru că fiind fierbinți, o să facă vid capacul respectiv. Dar voi puteți să le puneți și la sterilizat pe baie de abur încă, știu eu, 20-30 de minute după ce fierbe apa. Eu așa le pun chiar și fără sterilizare, doar turnate foarte fierbinți în sticle și căpăcite atunci și îmi stau un an de zile garantat. Nu pot să vă spun că stau mai mult pentru că la noi, bineînțeles, că se bea și nu apucă 2, 3, 5, 10 ani. Încercați și voi, la fel se poate face cu piersică, la fel se poate face cu pară. Eu nu am niște rețete fixe pentru că în fiecare an fructele sunt diverse ca și consistență, ca și gust, ca și cât sunt de apoase, cât sunt de dulci, deci diferă de la un an la altul. Niciodată 2 ani consecutivi nu au fost cu același gust, cu aceeași dulceață și așa mai departe. Așa că fiecare își reglează, să zicem așa, gustul după preferințe. Asta este tot. V-am pupat!